Ansamblul de dans Veselia, Chișinău! Ansamblul de dans Tărâncuța, Criuleni, Slobozia Dușca! Ansamblul Molodicchi, Ucraina, Vitea, din Ucraina! Și reprezentanți ai administrației regiunii Vinnytsia din Ucraina. Onorată asistență, stimate domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru, domnule Carpov, stimați ambasadori, dragi primari, consilieri, stimați oaspeți. Eu cred că prezența dumneavoastră la această frumoasă manifestație culturală, la acest frumos festival Nistrurile pe malul tău, ediția 15-a, este un element de susținere a oamenilor care trăiesc aici, în stânga râului Nistru, în această regiune care cineva o numește transnistreană, dar în această parte componentă a Republicii Moldova. Eu sunt convins că noi toți, datorită faptului că a fost reabilitată această casă de cultură, care a fost construită încă în anul 1939. Datorită faptului că împreună cu Uniunea Europeană am găsit posibilitate financiară să începem proiectul de reabilitare a casei de cultură. Datorită faptului că Consiliul Raional Dubăsari, colegii mei, domnii primari, autoritatea locală, colegii noștri din cadrul autorităților publice centrale de la guvern ne-au susținut, noi astăzi avem posibilitatea să organizăm și această frumoasă manifestație. Eu vreau să salut prezența dumneavoastră a tuturor. Vreau să vă doresc dumneavoastră, nouă tuturor, succesă, să mergem temperat pe calea reformelor, să facem schimbările respective în viața noastră, să îmbunătățim relațiile dintre oameni, dintre popoarele multinaționale a Republicii noastre, să stabilim relații bune cu vecinii noștri, să avem încredere unul în altul. Și desigur că calea europeană, aceste frumoase realizări care noi le facem, să aibă o continuitate permanentă. Eu sunt convins că lucrătorii din cadrul Casei de Cultură Raională Dubăsari, locuitorii satului Coșnița, locuitorii satelor raionului Dubăsari și nu doar, sunt convins că și oaspeții noștri din localitățile orașului Dubăsari și raionului Dubăsari, locuitorii din alte localități a țării noastre, care astăzi încă nu sunt sub arealul direct al organelor constituționale,
vor avea de învățat multe de la aceste frumoase realizări. Vreau să mulțumesc domnului Pirca Tapiola, reprezentantului Uniunii Europene în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc... Vreau să mulțumesc colegilor din cadrul proiectului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și este prezentă aici doamna reprezentantă, doamna ambasadoare, pentru faptul că ne-au susținut și ne susțin și în trecut și, și actual. Și desigur că, stimați colegi, dragi prieteni, vreau să mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. Sunt convins că colegii din Ucraina, din regiunea Vinnița, de la Crăjopoli, care sunt oaspeții noștri de onoare astăzi, alături de conducerea Republicii, alături de colegii europeni, vor avea sorți de multe aplauze din partea noastră. Dar vreau пожаловать și уважаемые друзья с Украины, я хочу пожелать вам хорошо провести время, найти много друзей здесь у нас в районе и, конечно, здесь у нас в Молдове. Молдова, Украина были, есть и будут друзьями, я уверен в этом. Într-un час bun festivalul nostru, într-un час bun nouă tuturor. Succes nouă! Mulțumesc tuturor care au contribuit la realizarea acestor proiecte frumoase. Inclusiv acel birou, inclusiv biblioteca, inclusiv tot ceea ce s-a făcut și amenajarea și frumusețea care astăzi ne dă nouă posibilitate să ne bucurăm. Este cel mai important lucru. Succes nouă tuturor! Mulțumesc! Festivalul folcloric Nistrule Beimalul Tău, ediția a 5-a, care ne-a adunat astăzi aici, este un proiect realizat inclusiv cu susținerea financiară a Ministerului Culturii. Suntem recunoscători Guvernului pentru receptivitate, pentru susținerea acestui eveniment. Aceasta stimulează la o conlucrare cât mai fructuoasă pe viitor, fiindcă avem același scop de a dezvolta țara noastră, Republica Moldova. Raionul Dubăsari, care activează în condiții complicate, merită o atenție deosebită. Are nevoie de această susținere permanent. Ne bucurăm, domnule prim-ministru, de prezența dumneavoastră la acest eveniment și cu deosebit respect vă oferim cuvânt. Domnul Iurie Leancă, prim-ministrul Republicii Moldova. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor ambasadori, miniștri, colegi, dragi prieteni, șanovni ucrainske duzi, mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici. Sunteți autorul, titlul, cel care inspiră acest festival extrem de frumos. Vă felicit și vă felicit în vreodată pe toți dumneavoastră cu aceste două prelege remarcabile. În iureșul evenimentelor și trăim o perioadă extrem de tumultoasă, unele lucruri care ar trebui să fie niște evenimente absolut firești, le percepem pe niște evenimente absolut fenomenale. Dar este foarte important să revenim în albia normalității. Este foarte important să revenim în albia unor lucruri care se dezvoltă, evoluează absolut natural. Astfel încât astfel de evenimente, cum este acel de relansare a vieții acestei case de culturi, să fie unul foarte firesc. Domnul președinte, colegi, să țin minte, acum ceva timp în urmă am fost aici la fel cu domnul ambasador Tapiola, cu alți colegi, atunci când am lansat incubatorul. Incubatorul pentru oameni, scuzați-mă, pentru oameni de afaceri din localitatea dumneavoastră, din Raionul Dubăsari. Astăzi suntem la altfel de eveniment. Dar ambele sunt la fel de importante, fiindcă fără afaceri, fără economie, nu vom avea creștere economică, nu vom avea locuri de muncă, nu vom avea o bună stare. Și în același timp, fără cultură, fără perpetuarea tradițiilor noastre, fără perpetuarea cântecilor atât de frumoase, atât de dragi nouă, noi putem să ne spalem ca neam, ca oameni cu o tradiție și cu o cultură și cu o istorie atât de bogată, cu o civilizație atât de bogată. Și pe acest motiv sunt convins că aceste două evenimente la care sunt prezent se completează atât de armonios unele pe altele. Și bineînțeles că vreau să menționez că aceste ambele aceste evenimente la care m-am referit și incubatorul de afaceri,
Da, și faptul că suntem astăzi în această casă de cultură reîndospătată, reînnoită, europeană, se datorează, în primul rând, faptului că la nivel de guvern, la nivel de Consiliu Raional, există această înțelegere a priorităților, dar și se datorează faptul că avem aceste relații foarte și foarte bune cu prietenii noștri europeni, cu Uniunea Europeană, cu Organizația Națiunilor Unite, cei care contribuie nu doar cu sfaturi, nu doar cu sugestii, ci cu bani. Și iată că ambele proiecte, și incubatorul, și această casă de cultură, dar și Biroul Comun de Informații și Servicii pe care l-am vizitat adineaori, sunt rezultatele acestei comunicări foarte bune și contribuțiilor financiare de la aceste trei surse. Consiliul Raional, Guvernul și prietenii noștri europeni și de la ONU și pe această cale vreau să le mulțumesc pentru această contribuție valoroasă. Sunt convins că avem toate șanse ca Coșnița de rând cu Doroscaia, de rând cu Coceri, cu alte sate pe malul stâng al Nistului să devină sate model, sate europene. Și asta depinde doar de noi. Salut și mulțumim pentru aceste colective frumoase. Doamne mai în vârstă, domnișoare mai tinere, bărbați de diferite vârste, vreau să vă mulțumesc pentru entuziasmul nostru. Pentru entuziasm, pentru dăruirea de sine, pentru faptul că găsiți timp să vă dedicați serviciului culturii, serviciului frumosului. Să aduceți pentru dumneavoastră, dar mult special pentru oameni din localitățile dumneavoastră, din Republica Moldova, să aduceți această atingere cu frumosul, atingere cu cultura, atingere cu dăinuirea noastră. Vreau să vă mulțumesc și să vă doresc astăzi o zi cât se poate de frumoasă și să vă îmbogățiți reciproc. Și sigur că vreau să salut și în ucraineană, doar atâta pot să spun ceea ce am spus acum în limba rusă, aici vă privesc, как сделали мои коллеги, господин представитель района, наших друзей из Украины. Я очень рад, что вы нашли возможность вас приехать. Особенно это очень тяжелый для Украины, которая не является просто нашим соседом. Это страна, с которой нас объединяет очень много. И история, и будущее, совсем я уверен, и будущее. И уверен, и хочу пожелать, чтобы как можно быстрее этот кризис, который, к сожалению, каждый день приносит человеческие смерти, которые приносят экономические разрушения, чтобы Украина как можно быстрее вышла из этого кризиса, который был создан не по ее вине. И желаю, чтобы на Украине поцарился мир, благополучие. И я уверен, что это произойдет, и чем раньше, тем лучше. Это будет, в первую очередь, безусловно, на благо украинского народа, но это будет на благо региона, в том числе и для Республики Молдова. Casa de cultură nu este nouă, este doar renovată, împrospătată, dar oricum la o casă nouă se vine totuși cu un cadou. L-am întrebat pe domnul președinte ce ar fi mai prețuit decât cei care beneficiază de serviciile acestei case de cultură, cei care vin la bibliotecă, formațiunea locală de dans și așa mai departe. Și dânsul mi-a sugerat că ar fi niște boxe cât mai puternice și dispozitive pentru CD-uri. Iată că împreună cu colegii am găsit acest mic cadou. Sper să vă fie în serviciu și în urmă. Și la urmă doar vreau să exprim două regrete. Primul regret este că nu avem astăzi reprezentanți din ceea ce se numește regiunea Transnistreană. Îmi pare foarte și foarte rău. Și sper foarte mult că la următoarea 6-a ediție să fie și ei. Să fie din sate moldovenești, suntem la fel. Să fie din sate ucrainești, să fie formațiuni ale etnicilor ruși din regiunea Transnistreană. Fiindcă este absolut nefiresc această separare, este absolut lipsită de sens. Faptul că măcar la nivelul ăsta de cultură care ne apropie, care ne îmbogățește, care trebuie să creeze premisa pentru reintegrarea regiunii în Republica Moldova, iată atitudinea este cea pe care o poate suntem astăzi. Și al doilea regret este că, din păcate, în 5, maximum 10 minute trebuie să vă părăsesc, ceea ce înseamnă că nu voi avea bucuria să mă înfrup din frumusețea dansului și pintricului dumneavoastră, din păcate trebuie să iau un avion. Un avion și să zbor în vizită oficială în Germania, în speranța că vor avea discuții și sunt convins discuții foarte bune cu ei și voi putea veni de acolo cu mesaje și eventual și cu resurse financiare pentru proiecte concrete în Republica Moldova.
stimați oaspeți, după cum am menționat, aproximativ 40% din investițiile în Casa Rănală de Cultură de ultimii 2 ani au venit din partea Uniunii Europene. Noi tot timpul suntem bucuroși să primim oaspeți din partea delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, fiindcă orice întrunire oferă noi posibilități de a stabili relații de colaborare, de a încheia acorduri, parteneriate și de a discuta despre viitoarele proiecte ce pot fi implementate în localitățile noastre. În acest context, ne bucurăm că astăzi alături de noi este și șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Birka Tapiola, care cu un deosebit respect îi oferim cuvânt. Excelență, domnule prim-ministru, domnule președintele raionului, șanovni ucrainții, druzei, dragi prieteni. I'm really, really happy to be here today, looking at this wonderful building, looking at what has been done together. I was very happy when it was mentioned that 40% of the funding for this renovation came from the European Union. And often that percentage is higher. But this really shows, okay, this really shows local ownership. This shows how people have got together here to work for a common place, for a place for them to gather among themselves and with their partners from both sides of the Dnistru River. Stimați prieteni, sunt cu adevărat foarte, foarte fericit să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră aici. Să văd această clădire atât de frumoasă, să văd aceste lucruri atât de frumoase care au fost realizate de dumneavoastră împreună cu noi. Cu adevărat, noi am venit cu o contribuție de 40% și sunt foarte fericit pentru aceasta. În mod obișnuit, această contribuție este chiar mai înaltă, însă de această dată am fost foarte fericit să văd că anume dumneavoastră ați fost cei care v-ați unit eforturile și ați lucrat împreună pentru a avea acest sentiment de proprietar și pentru a crea ceva frumos, ceva comun pentru dumneavoastră, ceva ce ar fi un beneficiu atât pentru dumneavoastră, cât și pentru alte persoane de pe ambele valuri ale României. A place to gather, to exchange experiences, to talk about what's happening in the world, to talk about future, is very important. And a house of culture can and should be at the heart and center of a town, region, community. Un loc unde să vă puteți aduna împreună, ca să discutați despre ceea ce se întâmplă astăzi în lume, să vorbiți despre viitor, să vorbiți despre destinul dumneavoastră, este ceva foarte, foarte important. Și o casă de cultură, cu adevărat, trebuie să se afle în inima, în centrul unei localități, unei comunități. And talk is always good. Being able to exchange experiences, talk about one's own needs, but it's important to have a place also which serves you, gives you information, and brings very concrete new opportunities. Întotdeauna discuțiile, convorbirile sunt foarte bune. E bine să puteți partaja și face schimb de experiențe, de tot felul de noutăți, dar este la fel de important să aveți un loc care să vă livreze, să vă presteze informație și să vă povestească despre mai multe oportunități. And that's what makes the Joint Information and Service Center, which you see out there, so very important. Anume, aceasta își propune să facă acest centru comun de informații și servicii pe care dumneavoastră l-ați văzut în încăperea de alături, deci de acest motiv este atât de important să-l avem aici. It is a center which serves the population, both through activities here, through mobile teams, and will also showcase to your friends and partners from the Transnistrian region what kind of services a European Moldova can provide its citizens. Este un centru care, pe de-o parte, deservește populația de aici prin informații, prin serviciile pe care le prestează, prin intermediul echipelor mobile pe care le are, dar de asemenea poate servi ca și un bun model, ca și exemplu pentru populația din Transnistria să arate ce fel de servicii o Moldova europeană poate presta cetățenilor săi. And the whole idea of what we are doing through our confidence building program is to look from one side at the benefits of being together, working together, of breaking down artificial divisions,
and bringing concrete interests on the table. Și întreaga idee, de fapt, pe care noi ne-am propus-o în cadrul acestui program de suport a măsurilor de consolidare a încrederii, este exact aceasta. Să ne concentrăm, pe de o parte, pe beneficiile care ne le aduce posibilitatea de a fi împreună, de a lucra împreună, de a sparge acele bariere artificiale care au fost create, astfel încât să putem obține și realiza cât mai multe lucruri împreună. Everything the European Union does, including all the benefits in the association agreement which was ratified last week, are meant for the entire country, for both banks of the Dnieper River, for the country from the north to the south. And this benefit is something we really need to work to bring about. Orice face Uniunea Europeană, inclusiv și prin acele oportunități care au rămas oferite prin intermediul acordului de asociere, care a fost ratificat chiar săptămâna trecută, deci toate aceste acțiuni sunt menite pentru întreaga țară, pentru ambele maluri ale Râului Nistru, pentru întreaga țară de la nord la sud. Și anume, aceste beneficii sunt cele pe care trebuie să ne concentrăm și pe care să putem să le prezentăm. And it's important to remember that European integration is not something vague over there. For it to be successful, it needs to deliver to citizens and be very close to home, be very close to families. Și trebuie să ținem minte că Uniunea Europeană nu este de fapt, sau integrarea europeană nu este ceva, de fapt, ceva foarte, foarte departe, undeva într-o parte. Ca să se producă, să aibă loc această integrare europeană, trebuie să ne concentrăm pe beneficii concrete, să aducem rezultate concrete, cât mai aproape aici de oamenii de aici. І мені дуже приємно бачити наші українські друзі тут сьогодні, тому що регіональна Європа – це дійсно Європа. It is very important that we build on the richness of the region, because if you look at the European Union, borders don't matter that much. Joint futures, joint plans, win-win solutions, those are what matter. And I'm so happy to see our friends from Vinnytsia here, our friends from this region of the Republic of Moldova. I'm sad that our Transnistrian friends could not, for one reason or another, be able to join us today. But when you all work together, and Ukraine and Moldova are going in the same direction, when you all work together, this is how we really get results. Thank you very much. Fiindcă dacă dumneavoastră vă uitați atent la Europa, o să vedeți că frontierele în Europa nu prea contează. Vedeți destin comun, planuri comune, tot felul de rezultate comune și din acest motiv suntem foarte fericiți că avem astăzi pe prietenii noștri din Ucraina, suntem fericiți să vă vedem pe dumneavoastră din diferite localități și regiuni din Republica Moldova. Sunt foarte trist că prietenii noștri din Transnistria, din un motiv sau altul, nu au reușit să vină încoace, însă sunt sigur că când împreună putem să aducem aceste rezultate, cum ne-am zis, când împreună cu prietenii din Ucraina, cu diferite regiuni, putem obține ceea ce ne-am promis. Mulțumim foarte mult! Faptul că proiectul de renovare a Casei de Cultură a fost realizat prin intermediul Programului Națiunilor pentru Dezvoltare, oferim cuvânt cu deosebit respect numele Nicola Harrington, care este coordonator rezident al Organizației Națiunilor Unite și reprezentant permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Bună ziua tuturor! Stimați domnul prim-ministru, domnul vice-ministru, domnul președinte al raionului Dubăsar, domnule ambasador, prieteni și oaspeți. În numele ONU avem dezăbuită plăcere de a sărbători împreună cu dumneavoastră redeschidere Casei de Cultură din Coșnița. Suntem încântată să văd cum efortul comun a transformat un local de 75 de ani într-un centru cultural modern, care poate reuni azi aseți oameni talentați de pe ambele maluri ale Nistrului. Cultura este o cală de comunicare între oameni. Reconstrucția Casei de Cultură este unul din cele 40 de proiecte de infrastructură sociale
realizat în cadrul programului de promovare în a încredere, cu sprijinul oamenilor Uniunea Europeană. Un alt proiect este Biroul Comun de Informații și Servicii, care reunește prestatorii de servicii pentru femei și bărbați de la sat, care nu vor mai pierde timp, bani și efort pentru accesa anumite servicii. În domeniului, proiectele sociale, angajare în campul de muncii sau cadastre și alți. Vreau să felicit și să mulțumesc toți parteneri și comunitate din comunitatele de pe ambele de maluri pentru curajul de a înainta asemenea proiecte și de a valorifica cu succes fonduri europene cu efortul și contribuțiile de dumneavoastră. Vreau să mulțumim administrația raionului de Vasar și Biroul Reintegrație pentru colaborare excelent. Permiteți-mi să vă felicit, să vă doresc un festival reușit cu participare grupului împreună. Vă mulțumesc! Orchestra de muzică populară Gheorghe Murgu. Avem o orchestră foarte frumoasă aici, care are rol de gazdă astăzi la acest eveniment. Conducător artistic și dirijor, domnul Anatol Cojocaru, se numește Gheorghe Murgu în cinstea, în numele unui mare artist, locuitor al raionului Dubăsaia. Stimați prieteni, începem festivalul folcloric Nistrule de Malul Tău!
și noi, străgerul ar la mijloc. Desmaianul s-a sus, mai bălate s-a dus, dar e foarte robust. Pe super ce plui, ușor e asertat, mai s-a rog mai curtat, dar ea poate să se perate în rate. Să poate că divertui, mai, și cu viseul de noi când o joacă.
emisiunea Românii au talent. Este vorba despre ansamblul de dans Veselia. Stimate
prim-ministru, stimat oaspeți și stimați consărteni, faptul să mă însărteni acestui minunat sat Coșmița, felicitări cu această dublă aniversare, cu acest dublu eveniment cultural, felicitări din partea ansamblului Veselia și vreau să vă spun că aveți un sat modern, deja, doar este important să înțelegem asta și vreau să vă spun că timp de mai mulți ani, călătorind în zeci de țări, pe diferite continente, m-am convins nu odată că tradițiile, cultura, obiceiurile unui popor definesc un neam. Și de multe ori cultura poate să asocieze și să facă mai multe decât alte activități umane. Aveți o casă de cultură minunată și vreau să mulțumesc și finanțatorilor Uniunii Europene și Programul Națiunilor Unite care au adus lumină în inimile dumneavoastră și în localitățile de unde, din păcate, oamenii pleacă, dumneavoastră aduceți lumină. De aceea, acest minunat festival, Nistrule pe malul tău, noi vă aducem o horă, se numește Hora Satului, de pe malul altui râu, de pe malul Dunării. De aceea vă invităm la Hora Satului din Cartal, de pe malul Dunării. Savurați și plăcere în continuare!
spus, stimați prieteni, festivalul de astăzi contribuie la stabilirea relațiilor, la stabilirea legăturilor dintre ambele maluri ale Nistrului. Și este îmbucurător faptul că avem și un colectiv din regiunea transnistreană și mai exact din satul Carmațca. Se numește Salcioara, conducător artistic Coșcodan Valentina. Haideți să-i întâlnim cu aplauze! În raionul Dubăsari, în partea stângă a Nistrului, tocmai de pe malul Brudului, din celălalt capăt al Moldovei. Eu vorbesc despre colectivul folcloric de copii pe un picior de plai, care vin din raionul Hâncești, conducător artistic Cursul Ecaterina. Zămislit, în adâncuri ancestrale, născut din farmecul busuiocului, frământat în covata tradițiilor, folclorul este vraja de codru, văzduhul în miresmat de casa mare, sporul de cocoare la cuibul părintesc, e arderea din horă ce ne trezește sufletul și ne încălzește inima pentru a iubi și a prețui acest neam. Iar sufletul acestui neam stă cuibărit în obiceiuri străbune, care reprezintă comoara acestui pământ. Este doina darurilor noastre, graiul pâiniței calde, frunză verde a veșnicilor codri, alături de pâine și de părinți, locul de a sta în capul mesei îi revine incontestabil măriei sale, folclorul.
ulei din câmpie sau de la munte, păstrează pentru zile mari, păstrează pentru zile negre, câte un cântec care face să tresalte inima întregului neam. Și chiar de la primele acorduri își răsare priveliștea unui apus de soare, undeva hărte, poarte, pe coastă de deal o stână veche, un cioban cozut pe gânduri, o acișoară de foc, de pe vatra unui foc uitat. Din acel fundan de imașuri, prin cele 6 găurele de fluier deschise de gura focului, coboară neamul nostru prin cântece și dansuri.
Clubul Teoric de Copii de un picior de plai, Raionul Hâncești, conducător artistic Ursule Caterina. Vă mulțumesc pentru invitația la dans. Stimați prieteni, în continuare, prin intermediul aplauzilor dumneavoastră, aș vrea să-mi cer mulțumire echipei Consiliului Raional de Băsari și Asociației Obșești Indigo, reprezentată de Gafel Alexei și Sergiu Grigoriev, care cu suportul financiar acordat de Ministerul Culturii, au organizat Festivalul Nisturile pe mai multe o ediție a 5-a, care ne-a adunat astăzi pe noi toți în incinta Casei Raionale de Cultură de Băsari. Și în continuare, în fața domnilor voastre, vine ансамбль украинской песни Крижопольской школы эстетического воспитания «Суцвитя», руководитель коллектива Леся Ашовска. Перш, ніж виступить для вас колектив «Суцвитя», послухайте фольклор нашого рідного Крижопільського краю. «Посію шальвію» співає для вас Ярослава Лінива. Посію
Світить місяченько. Ой, не світи місяченько, дай на прителя. Ой, не світи місяченько, дай на прителя. Ой, не світи місяченько, дай на прителя. Світи, світи, мій миленький, до мене ще. Ой, на та, 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 та
Localitate din raionul Băsari, situată pe malul drept al râului Nistru. O localitate cu tradiții deosebite, unde folclorul autohton și-a găsit casa. Este vorba despre colectivul folcloric Selcioara din Molovada. Yeah.
În continuare, am vrea să vă prezentăm câteva secvențe dintr-un obicei de vară cu nume Dragaica. Și anume coronița noastră făcută din sânziene. Cu toți știm că luni a fost sânzienile și de asta am vrut să venim și noi în fața dumneavoastră cu o părticică din acest obicei. Am vrea să-l înmânăm celor al Casei de Cultură care muncesc în această Casă de Cultură Raională ca să o arunce pe Casa de Cultură mâine dimineață când căzând roa dimineții să se spere toate relele, să fie păzită, ocrotită și mult noroc să le dea Domnul. Vă mulțumim pentru audiție! Vine ansamblul de dans Rotunda din Strășeni, coregraf Valentina și Alexandru Cazacu, conducătorul tarafului Pavel Moraru.
s-a măritat mai pe băiat l-au concentrat mai și-au rămas boii străini mai bade și-au rămas boii străini mai n-are prieteni, sub aplauzele dumneavoastră, în scenă vine formația folclorică Stejerel din satul Pârita. Oameni de oameni,
Și acum în fața domnilor voastre vine colectivul de dans Țărâncuța din satul Slobozia Dușca, raionul Criuleni, conducător Sitișco Ruslan. Let's go.
stimați prieteni, cu pași mărunți, cu melodii frumoase, cu dansuri deosebite, am ajuns și la finalul acestui festival. Iar în scenă invităm președintele Raion Băsari, domnul Grigore Bulecinski. Dragi spectatori, уважаемые зрители, телезрители, fiindcă sunt și camere de luat vedere, și desigur că estimați participanți la acest frumos festival. Iată și au răsunat ultimele acorduri, ultimele sunete, ultimele, ați vizionat ultimele mișcări tiștilor noștri care au participat astăzi în fața dumneavoastră pentru dumneavoastră. Pentru păstrarea acelui patrimoniu cultural național moldovenesc. Pentru păstrarea și promovarea acelor frumoase tradiții ale strămoșilor noștri. Pentru păstrarea și promovarea culturii multinaționale atât a Republicii Moldova, cât și a Ucrainei, pe care încă o dată vă rog să-i aplaudăm pentru prezența și pentru participare. Chiar dacă este cald, chiar dacă a fost un drum mare de această căldură făcut de colectivele din țara noastră, aș vrea cu deosebită plăcere să vă rog pe toți dumneavoastră să îi aplaudăm pe colegii noștri, prietenii noștri, concetățenii noștri din stânga Nistrului, care au venit de la Garmațca și sunt aici, în sală, alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru că și să dea bunul Dumnezeu nouă tuturor ca asemenea festivități și festivalul nostru, Nistrului pe Malul Tău, care deja a cincea oară se convoacă, să aibă o continuitate permanentă în continuare. Această continuitate va avea loc doar datorită dumneavoastră, doar datorită conducătorilor care doresc acest lucru și desigur că datorită faptului că noi iubim cultură. Dacă este așa, să aplaudăm colectivele care adevărat s-au stăruit să facă o plăcere pentru noi toți, care au venit cu acele frumoase tradiții de localitățile lor, cu aceste frumoase piese, cu această frumoasă atitudine față de munca pe care o prestează de zi cu zi. La acest capitol, astăzi aș vrea chiar să menționez. Da, noi dorim standardele europene să le realizăm în țara noastră, în raionul nostru, în satele noastre, pentru fiecare familie în particular. Am avut o discuție foarte bună cu domnul Pirca Tapiola, care recent a plecat la Chișinău, reprezentantul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, care încă o dată a confirmat și a menționat nivelul foarte bun de organizare a acestei festivități. Care a menționat că, da, noi avem foarte mult de lucru, dar a menționat și un element foarte important. Cât de tare Europa nu ar dori să ajute, dacă nu va fi interesul oamenilor, dacă nu va fi interesul cetățenilor, autorităților, atunci precis că banii din Uniunea Europeană nu vor obține niciun rezultat. Dar îmi pare foarte bine că festivalul a avut loc, îmi pare foarte bine că în satul Coșnița, în acest centru administrativ temporar al raionului de Băsari, tinerii, locuitorii vor avea unde să se ocupe și mai mult ca atât, acele personalități care și-au dedicat viața culturii din acest sat vor avea posibilitatea să lucreze, să activeze, să promoveze cultura în condiții cu mult mai bune decât au fost. Îmi pare foarte bine de faptul că tinerii care au fost prezenți aici
Direcția Cultură, colegii din cadrul aparatului președintelui, colegii din teritoriu, totuși majoritatea, au găsit posibilitatea să fie alături de noi. Și, cu adevărat, aici, pe malul Nistrului, aici la Coșnița, aici la Băsari, astăzi a fost o sărbătoare. Felicitări nouă pentru această frumoasă sărbătoare! Bravo și mulțumesc foarte mult pentru asta! La numarea diplomilor de participare pentru toate colectivele care au fost astăzi alături de noi la festivalul Nistrule pe malul tău. Diplomă se decernează colectivului pe un picior de plaie, raionul Tâncești, condiționare artistică Nistrule Catarina, pentru susținerea culturii și tradițiilor moldovenești, păstrarea și promovarea tezaurului folcloric autohton și înaltă maestria artistică dată în cadrul festivalului folcloric Nistrule pe malul tău. Colectivul SFRL, conducător artistic Boris Fisarenko. Художественный коллектив «Малобычки», руководитель Анна Лагуна. Мы обязаны, я еще раз говорю, чтобы делать все возможное, чтобы дружба между людьми сохранялась. И я уверен, что наши коллективы из Молдовы будут принимать участие в мероприятиях, которые будут...